teologic reformat. Ziua maghiarilor se sărbătorește în multe alte orașe din țară. La Târgu Mureș, acolo unde și-a anunțat prezența vicepremierul Marco Bello, vor fi depuse coroane de flori la statuia fostului primar al municipiului, Bernardi Gheorghi. Va fi organizată și o festivitate comemorativă la Monumentul Secuilor Martiri. La satul mare va fi prezent liderul UDMR, Kelemen Hunor, care va depune coroane de flori la statuia poetului național al Ungariei, Petőfi Sándor. Președintele Consiliului Național al Maghiarilor din Transilvania, László Tökés, merge la Oradea, unde depune coroane la statuia revoluționarului Savai Imre. O defilare cu torțe va avea loc în centrul orașului. Vă reamintesc că la Cluj avem acum imagini în direct. Chiar la această oră a început marșul de la Institutul Teologic Reformat. Ziua Maghiarilor va fi marcată și la Sfântul Gheorghe și Târgu Secuiesc. Ziua Maghiarilor de pretutindeni, 15 martie, este marcată în acest an în foarte multe localități din Transilvania, de la manifestările comemorative și artistice, nelipsind liderii formațiunilor politice maghiare din România. În Arad, comunitatea maghiară se va aduna la ora 17 în Parcul Reconcilierii Române-Ungare pentru a depune coroane la Statuia Libertății. La manifestarea organizată de UDMR Arad, urmând să participe liderii județeni ai Uniunii și autorități locale. Programul manifestărilor dedicate Zilei Maghiarilor de pretutindeni mai cuprinde de la ora 18 un spectacol la Teatrul Clasic Ioan Slavici. Și în Bihor se sărbătorește Ziua Maghiarilor. UDMR și Partidul Popular Maghiar din Transilvania organizează manifestări separate de 15 martie.